Salutare dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică Cripto la un nou video Piața în continuare stă pe loc Indicele frice și al dacă dăm un update E egal ca și ieri Pentru că prețul cumva stă uh, pe loc pe Bitcoin. În continuare suntem în același range, nu a spart nimic, din potrivă el, chiar dacă ce m-a dispărut, mi avem un ABC, chiar mi-a... Uh, ia să vedem pe 4 ore. Mă rog, mă aștept ca pe Bitcoin prețul să urce, dar apoi să coboare spre finalizarea acestor valuri. vine aici aici vine XC corect deocamdată pe Bitcoin mă aștept efectiv la o creștere dar nu foarte mare undeva până această zonă dar se poate ciupi să spun eu pe graficul de o oră se pot câștiga niște bănuți da așteptați semnalul cei care au strategia puteți să folosiți semnalul și apoi de apropo de această strategie de strategie. Iată ce uh, e-mail am primit ieri. Pardon ia să vedem parcă. Salut cu nu am cuvinte de mulțumire pentru tot ceea ce faci pentru noi. Îți mulțumesc din tot din suflet pentru cursul updatat. Adică se referă acea persoană la acest curs care l-a cumpărat. Da? Câștigă bani acum cu strategia mea. Ia să vedem unde ești. Într-adevăr este super tare. Mă rog, omul are niște treabă, dar v-ați rezultate. Încă o dată mulțumesc frumos pentru tot și pentru poza cu corecția. Mă rog, am răspuns la o întrebare. Îți doresc tot binele din lume. Doamne ajută, mulțumesc frumos la fel și ție. La fel și tuturor abonaților mei pe acest canal. La fel și cei care au cumpărat strategia și la fel și celor care îl vor îndrăzni să cumpere strategia. Gândiți-vă dragii mei că ceea ce vă ofer eu pe acest canal este o modalitate în care voi să vă dezvoltați financiar să câștigați bani să veniți cu niște venituri suplimentare pe lângă salariul sau profitul business-ul pe care îl aveți și acest lucru zic eu că este un lucru foarte foarte bun. Deci pe Bitcoin mă aștept la o creștere a prețului și evident apoi la o cădere. Deci cumva aș vedea finalul Bitcoin-ului undeva în jur de 17.000, nu neapărat nu neapărat 15 unde l-a pus, dar nu contează, vedem la vedem săptămâna viitoare de acum până ieșim din această mișcare. Aici, din nou, dacă vreți, am AB B, alt C, dar nu vă mai încurc. Hai să lăsăm așa. Și tot așa. Aici, din nou, aveam un ABC Să vedeți cât de frumos se aplică Eliotul pe... ia să vedem. Noi punem un micro, punem și noi, nu știu ce culoare, punem un portocaliu, da, și el îmi arată clar că prețul va urca, dar nu foarte mult. Bun. Și de aici acum ne pregătim de un short intens, frumos, un val impulsiv, frumos, frumos, frumos. Bun. Mergem mai departe. Avem Ethereum. Ethereum se vede că am dat direcție de short, prețul mi-a coborât va, teoretic, ar trebui să coboare sub, uh, ca și prețul să treacă sub maxima valului A, deci undeva prin această zonă, nu chiar nu știu ce s-a dereglat, deci m-ați așteptat să coboare, ați văzut că pe Bitcoin deja a coborât sub maxima valului A, și în orice moment prețul fie va mai coborî, fie va începe să urce de aici. Observați, trag o aici. Se vede clar, da, că prețul a trecut. E, pe Ethereum încă nu. Și teoretic, da, teoretic ar trebui să, încă, să prețul să mai scadă pe Ethereum, așa cum am dat direcția uh, ieri. Și de aici, dragii mei, aș vedea un long frumos, tare. Numai că apare o problemă și nu știu rezolvarea, în sensul că, după cum ați văzut, bitcoinul va crește puțin și apoi va scădea. Pe Ethereum văd un long de mare frumusețe. Avem valul 4, 5, 4 vine aici. Da? Și mă aștept la o creștere, nu știu ce va fi, dar pe noi nici nu ne interesează, pentru că noi folosim graficul de H1 ne punem întotdeauna stop loss-ul, da? Nu ați uitat niciodată în viața voastră să nu puneți stop loss, îl punem de 2% din cont și indiferent dacă ne ia stop loss-ul, noi nu pierdem o sumă imensă de bani, nu, ne, nu pierdem bani din cont în totalitate, ci doar 2%, și vom vedea ce variantă va alege piața. Ups, hai să mergem pe 4 ore. Pe 4 ore. ăsta ar fi așa. S-a dereglat, ia uite-l. Off. 0, nu are ce căuta. au, da, au așa B-ul aici, C-ul aici. Ăsta undeva mai jos. Observați că pe 4 ore Litcoin stă, stă, stă și doarme. Deși încă nu a venit iarna. Mă aștept la o mică cădere, dar eu știu ce va face piața. Ne uităm și la o spargere a linii de trend. Atât timp cât nu avem definitivat un trend clar. Ia uitați ce frumos aici. Trend, 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 trend. Trend. Nu prea îmi place mie Litcoin, după cum vedeți, ca mult stă lateral. Dar, mă rog, are direcție. Acum chiar stă. Dar ca și direcție, mă aștept undeva în această zonă ca și Bitcoinul să crească. Ia să debifez eu acest lucru, că mie nu-mi place. Mie aglomerează graficul. Nu știu de ce am 2 de 2. A, ah, cred că am pus pe time frame-urile inferioare, corect. Da, avem A, B, C și finalizăm și valul C și valul 2. Am dat ca zona această chestie, deci avem un long frumușel. Putem să marcăm un 8, 9, 10%. Deci pe Litcoin, în continuare, mă aștept la o creștere, dar când o vrea ea, teoretic, observați că valul C nu a trecut de maximul valului A, ar trebui teoretic să coboare, dar vedeți că prețul face ce vrea sufletelul lui și anume, cred că a luat prea multe somnifere și prețul stă pe loc, dar asta e ideea, om scăpa și noi de această lălăială a prețului, Ia să vedem, daș, au oh, ce frumos e dașul, dragii mei. Stați cu ochii pe ea, că uh, ar putea să țâșnească. Poate a și început această țâșnire spre uh, valul 2. Am dat un target, nu mai știu cum l-am calculat. Dar ia uitați ce creștere frumoasă poate să aibă dașul. Așa că vă sfătuiesc să stați cu ochii pe, pe ea nu știu ce prostie este asta, ceul vine aici sus, aul, beul aici, <coughs> așa da, acum este corect, din nou avem și această posibilitate, acest scenariu de unde am închis valul B, fiind un val corectiv și de aici, dragii mei, ar trebui să urcăm și vă sfătuiesc să fiți cu ochii cât cepele pe această criptomonedă, mi se pare că are un randament mult mai mare, este mult mai clar acest scenariu. Observați că valul C a trecut de maximul valului A. Am 100% conform teoriei Elliot, cumva în ghilimele certitudine, dacă nimic nu este cert. Dar cumva aș avea o certitudine, cumva acest val C din B sau B, S-a finalizat și vom urca spre uh, această zonă, aproximativ, aici vom face un dublu top. Deci, undeva în această zonă, dragii mei, vă rog să aveți mare uh, atenție. Evident, nu uitați niciodată în viața voastră, cât și în altele, întotdeauna vă ridicați stop loss-ul, stop loss-ul, stop loss-ul, vă ridicați pe măsură ce prețul crește. Acest lucru și alte lucruri v-am învățat în această strategie. Dincolo de regulile de intrare în piață, aveți și alte reguli, și una dintre reguli este exact ce v-am învățat eu pentru a minimaliza pierderea și a maximaliza profitul. V-am învățat această tehnică. O aveți detaliată în acest, în acest curs. pardon care vă recomand cu insistență să îl cumpărați pentru că vă ajută să câștigați bani. Aveți reguli clare, această strategie are absolut tot ceea ce trebuie fără să aveți minime de cunoștințe de analiză tehnică, iar cei care vor cu adevărat să devină trader, să stea în funduleț acasă, în fotolul lor, în canapeaua lor, în Vârf de Munte, unde vreți să tranzacționeze, îi invit să cumpere acest curs și dacă văd că există cerere de curs, voi continua și cu alte cursuri, dacă nu mă opresc, acest curs este cam 80% finalizat, dar nu l-am finalizat, nu l-am lăsat pe piață, dintr-un simplu motiv, pentru că vreau ca cât mai mulți traderi să devină independenți financiar, să câștige bani și pentru aceasta aveți nevoie să vă educați financiar și eu vă ajut cu acest curs care puteți scoate banii dintr-o tranzacție, din două, din trei, din patru, într-o săptămână, dar după aceea veți fi în ghilimele boieri toată viața să o tranzacționați și cine vrea să se cizeleze, să rafineze, poate să cumpere următoarele cursuri. Nu m-am lăcomit la bani, am stat finalizarea acestora. În 3-4 zile pot să le pe amândouă, dar am spus fraților, haideți să mă opresc, să nu vă aglomerez cu cursuri și să faceți vraște în cap, haideți să aprofundați strategia, să aprofundați candeslicurile, pentru că, repet, fără acest curs nu ai ce căuta în piață, pentru că te poate ajuta enorm în trainingul vostru și în momentul când detectezi un pattern care v-am învățat aici folosesc strategia care vă arată direcția acest curs. Ele merg mână în mână dar fără o strategie clară nu aveți ce căuta cu toată sinceritatea și nu vreau să vă pierdeți banii din cont aiurea mai degrabă e folosit în altă direcție. Deci cine vrea să fie alături de mine și să mai vină cu un venit suplimentar și cine știe, Doamne ajută în jumătate de an, într-un an, în doi ani, să câștigați sute de euro doar sau de dolari pe o tranzacție, da? Gândiți-vă câți bani puteți câștiga într-o lună de zile și atunci nu mai aveți grijă zilei de mâine, nici de un altele și nu mai munciți de dimineață până seara, așa cum din nefericire mulți mi-a scris că nu aveți timp, inclusiv acest coleg al nostru, că are treabă pe curte și nu are timp să pra practice deocamdată, dar de -abia așteaptă să lucreze, e și mulți dintre voi mi a scris. Dar nu ratați această oportunitate care, repet, banii vi scoateți, aveți ghidarea mea, susținerea mea, răspund în permanență la e mail Nu există om să-mi scrie și să nu-i răspund, poate nu atunci, poate seara, poate noaptea, a doua zi, dar toți care mi-a scris de când am fiat acest canal, mi-a scris pe e-mailul, stați să vă și arăt, o să meargă puțin mai greu ca multe deschise, intrați aici la contact, numărăm până la 5, respirăm adânc și poate să încarcă site-ul, am și softul ăsta care mănâncă multe resurse, da, undeva aici la contact aveți adresa mea de e-mail, răduc cu analiza destinului, tehnică.ro și acolo îmi scrieți orice neclaritate, orice înrăburire legată de orice curs. Bun. Uh, unde eram? Unde eram? A, ah, la Dash. Deci la Dash, dragii mei, dintre toate criptomonezile care vi le-am arătat, acesta mi se pare cel mai puternic. Ia uite că și aș început să crească. Da, v-am dat de ieri sau de-alalt ieri această intrare. Sper să o fi uh, fi prins acest long, încă mai aveți ocazia să prindeți, așa că o să mă grăbesc puțin, deja am 15 minute, mai prezint una, două și uh, iată că și pe riple, prețul a ajuns la această zonă, m-aș aștepta sau mă aștept ca prețul să urce undeva până aici, hai să punem de exemplu așa, eu aș risca această Intergem acest lucru. Asta îl punem aici, 4 aici. Deci periple, mă aștept la acest scenariu. Și aici este o pereche frumoasă. Da, uitați ce frumos prețul urcă, coboară, nu o lălăi, chiar dacă da, mai stă pe loc, dar cumva are o direcție. Și pe riple am acest long de mare frumusețe. Deci vă sfătuiesc să uh, fiți cu ochii pe el, cei care au strategia să o folosească pentru a intra cât mai bine. Puteți să fiți foarte atenți la această zonă. Haideți să vă și arăt, avem aici un dublu top, chiar avem un suport, avem o rezistență. Undeva aveți grijă aici sau până în această linie da, de trend, undeva în această zonă, să aveți grijă, marcați profitul, nu lăsați pe masă, că este bine să fie în buzunarele voastre, deci atât încă o altă cripto foarte clară ca și direcție. Bitcoinul cash, la fel, ia uitați, ne updatăm puțin, ne actualizăm și noi puțin graficul, ieri n-am apucat să fac, am ajuns pe la vreo 6 seara și am spus ce dacă făceam seara acum, n-avea rost să mai fac și dimineața, așa că am preferat dimineața. Pardon, vine uh, B-ul aici. Vedeți că ele se cam repetă, cam am același scenariu. Deci, dragii mei, fiți pe ochi, pe fază, băgați bani în buzunar, că aveți nevoie de ei, educați-vă financiar, că altfel nu aveți nicio șansă să câștigați bani. Gândiți-vă la Einstein, care nu era orice prost de pe planetă și spunea că numai un nebun crede făcând același lucru de mai multe ori poate avea rezultate diferite. Dacă voi nu învățați analiză tehnică, nu aveți cum să câștigați decât așa la plesneală, la noroc, dar nu, din, nu înseamnă că devii trader, nu ești profesionist, nu ai cum să câștigi pe termen lung. Sub nicio formă. 90% din conturi sunt uh, serad pentru că lumea nu învață analiză tehnică și eu din start vă spun nu aveți ce căuta pe piața cripto, pe piața Forex, pe piața BVB, pe piața din SUA unde uh, acolo trebuie să știi când să intri în piață. Deci cine cu adevărat vrea să învețe analiză tehnică uh, este obligatoriu să, să, devină trader să învețe analiză tehnică. Bun, pe Bitcoin Cash din nou am același scenariu. Deja cred că a plecat destul de frumușel. Puteți să intrați chiar acum în stop loss aici, un take profit în această zonă. Avem vreo 2,5 risk reward. Sau așteptați o corecție din nou longul. Da? Și cam atât. Și Claudiu, parcă văzusem eu. Bine ai venit, Claudiule era dor de gurița ta pe site. Știu că ești foarte ocupat și îți mai văd ochișorii altă dată de acum. <laughs> matic, hai la Matic. Hai la Năcără, că l-am văzut că l-ai scris pe acolo. Parcă l-am analizat ieri, alaltă ieri. Sper că ai prins acest Val 3 și cu banii ăștia îți cumpărai, nu știu, un frigider, avea asigurat un mini concediu un weekend cu familia Claudiu, dacă l-ai prins pe acest long. Iată că 5 aici, ce o aici. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, o secundă că am greșit eu. Hai, pui, mami. 1, Doi. vezi când te grebești mai greșești. Numai cine nu muncește, nu greșește, nu? Da, hai să punem și noi frumos aici. Vă atrag atenția că prețul nu are voie să treacă de această zonă. Dacă prețul trece, mi se invalidează acest scenariu. Deși până acum a mers ca uns, uitați această, acest short care l-am dat și aducea niște bani. Ia uitați ce frumos a fost când a fost 18, acum două zile, această bară minunată. Cine l-a prins, l-a prins, bravo lui, felicitări, prețul a coborât și din această zonă, chiar și până de aici, prețul poate să mai coboare, dar de aici să urce. Și mă aștept la o creștere dacă prețul coboară se invalidează și trebuie să o iau de la capăt pe time frame-urile superioare să reanalizez uh, acest grafic. Dar doamne ajută da, prețul să, deși el băgă Dumnezeu are treburi mai importante decât să ne aștepte noi în are o întreagă creație la dispoziție cu miliarde de miliarde de miliarde de ființe și oameni, și extraterestri, și o mai fi, draga creație, decât să aibă grijă ca ană nostru să crească. Dar, da. Bun. Deci ați reținut ideea și mai vroia Claudiul nostru uh, unde Dumnezeu, ah, aici, matic sau poligon, parcă era nu. Ia să vedem cum e trecut aici, dacă nu. Matic. Mergem pe graficul daily. Of, și așa, ce frumos am dat această direcție. Păi, dragul meu, Claudiu, după cum vezi, măria ta, avem 1, 2, 3, 4, 5, avem un val corectiv, și de această zonă prețul ar trebui să crească mult și fericit și chiar n-am exagerat când am pus pe aici, chiar dacă suntem pe graficul daily, începând pe acest, uite cam și frumos am etichetat, ca la carte, chiar să mergem pe 4 ore, poate vedem mai bine, Iată că am dat și un long frumos de la finalul valului 2. Super tare. Bun. Ce vrem, ce vedem noi aici? Efectiv, dacă vrei, uite așa, am avea un val 1, 2, punem 3, 4, 5. Da, acest val 3 îl divizăm, îl împărțim în alte Hai să punem așa, dăm deoparte, dăm deoparte, uh, punem sub minueta, hai schimbăm culoarea, punem un ciclam că mi drag mie. Da? 4 mai jos, 5 mai sus. Deci pe matic mă aștept la o creștere din această zonă. Uh, nu știu cum să fac. ăsta e trendul general, direcția în general, direcția în particular. Hai să facem altceva. Frunzuriță și la noi facem altceva. Pam, pam. Da, sper că se... Da, nu-mi place. Nu-mi place, da. Îmi acoperă prețul. Facem noi o săgeată frumoasă, verde. Și o să lăsăm doar pe graficul de 4 ore. Schimbăm culoarea. Uh, ce să fac a, ah, visibility, ia uite schimbăm daily lăsăm așa, punem și noi mai 18, astfel încât acum dacă merg pe daily nu ar trebui. o secundă o secundă, asta să mă gândesc da, corect dăm mai jos să nu se vadă Dăm mai jos să nu se vadă și acum pe daily dacă merg ar trebui să nu văd aceste etichetări și această săgeată. Ia să vedem. Absolut minunat. Doar direcția generală. Că trendul de aici se va duce. ca a fost frumos. Sunt foarte, foarte mult. Așa că, dragă Claudiu, în timpul tău liber cu nasul pe telefon, frumos, poți să pui uh, alerte. Da? Te duci pe graficile inferioare, folosești strategia. Sper că ai primit ai, și confirm pe e-mail privat unde vrei tu că ai primit uh, varianta a doua a strategiei, dacă pot spune așa, datată. Ați văzut că un coleg al nostru era foarte fericit, e mult mai explicat acolo ce-i drept. Dar rețineți că pe această, pe această criptomonedă Direcția este de long, deci voi nu trebuie să faceți nimic altceva decât să așteptați doar longuri, așteptați corecțiile uh, da? și cum a fost aici o corecție intrat longă, o corecție iar ne așteptăm la un long, folosiți strategia pentru a intra cât mai bine, chiar dacă prim, pentru primat <gălătări> vă păcălește și vă ia stop loss nu vă face nicio problemă, n-ați pierdut mulți bani decât 2%, dar așteptați din nou un long și vă scoateți instantaneu prima pierdere a cei 2% și după aceea veți merge pe câștig. Dragii mei, cam aceasta a fost analiza mea pentru această zi. Cine dorește să susțină acest canal cumpărând o super mulțumire care să susțină direct analiza tehnică crypto, folosind unul din aceste patru butoane, este binevoit să facă. Rugămintea mea la voi este să-mi dați un like la acest video, apăsând pe acest buton și pentru cei care sunteți noi pe acest canal și vă place videoul meu, vocea mea, tricoul meu, microfonul meu, analizele mele cel mai important, vă sfătuiesc să vă abonați apăsând pe acest buton roșu, abonează-te, apoi pe clopoțel, și nu uitați, dragii mei, că aveți acest link în comentarii, unde cu insistență, dacă pot spune așa, pentru cei care cu adevărat vor să aibă un venit care să câștige bani, sună să deveniți trader financiar, trader independenți care să câștigați bani, vă invit primul și în primul și în primul rând, să cumpărați acel curs după ce vă acomodați cu el și, repet, vă răspund la absolut orice întrebare pe e-mail-uri care vi l-am arătat. Puteți să cumpărați următoarele pentru a vă cizela intrările, pentru a vă rafina și a deveni uh, trader de trader, cum se... cum îmi place mie să spun, sau cum îmi place mie, cum mă consider eu un business trader. Eu chiar fac o afacere din uh, tranzacționare, investesc în mine, învăț în continuare analiză tehnică, pun în practică Transacționez pe cele patru canale și ați văzut ieri, ia uite că așa a rămas, observați aici, 795 de ron în câteva ore. Transacționez pe toate cele patru canale care le am pe YouTube, pentru că dacă pe BVB nu pot să câștig bani, că prețul uh, coboară și nu pot să câștige pe lung, mă duc pe CFD-urile americane, unde am intrat uh, pe Alcoa și pe uh, Meta, da, am deja deschise poziții de short pe Forex, ați văzut acel câștig. Deci nu stau o clipă și când am strategia cei care și de, cei care au pus-o deja pe, uh, cum se cheamă, pe ecran. Foarte simplu, dai click, 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 click și evident că ia uite așa, ce creștere poate să aibă de aici, ia uite ce se duce, dragii mei. Cine are strategia deja vedea semnalul format respectând cele cinci reguli, uite ce bani de bani se câștigă, uite, la nimerea, la plesneal am nimerit-o, dar uite ce frumos se va duce prețul, aveți grijă și cu acest, uh, ia să vedem, 0, A, B, mă rog, c trebuia să pun mai mare, nu contează, da, și prețul va urca, și având strategia efectiv, uh, dacă ați practicat cele 50 de intrări long și 50 de intrări short pe demo, deci vizual, fără să tranzacționați, v-ați format ochiul și știți exact când și unde să intrați și vă ia câteva 10 minute să treceți prin toate cele, nu știu, 40-60 de criptomoneți care le are binansul. Și este imposibil să nu câștigați bani. Este imposibil, vă spun eu. Bun, dragii mei, am încheiat acest video. Vă Pup pe năsuc, bă, spăr la bani și să ne auzim cu bine mâine la un nou video și toate cele foarte bune!